Una dintre cele mai mari investiții din Spitalul Județean de Urgență Slatina va fi inaugurată în această săptămână. În cel mai scurt timp o să inaugurăm și secția UPU de la Spitalul Județean de Urgență, care este o realizare până la urmă, și nu numai asta, nu numai secția în sine și aparatura necesară pentru secția de primă urgență, și sper ca, eu știu, în câteva zile, poate până la sfârșitul acestei săptămâni, să facem inaugurare împreună cu ministrul Sănătății și ministrul Finanțelor Publice. Unitatea de primiri urgențe a fost extinsă cu 423 de metri pătrați și modernizată și utilată după standarde europene. O să vedeți cum arată unitatea de primiri urgențe și, dacă vreți, mergem și într-una din secțiile pe care până la această oră nu am reușit să le reabilităm. Sunt investițiile inițiale făcute în anii 70, când s-a deschis spitalul. Sunt foarte multe de făcut. Pentru continuarea investițiilor în Spitalul Județean de Urgență Slatina, autoritățile vor avea nevoie și de fonduri de la guvern. În 2014 au fost alocate 60 de miliarde de lei vechi. În perspectiva faptului că vom avea ministrul finanțelor, vom avea o deschidere de la centru din partea Ministerului Sănătății, așa cum ați văzut-o, a venit în vizită la Slatina și ne-a ajutat cu o serie de investiții în terminarea a ceea ce începusem noi împreună cu primăria Slatina. Și fondurile europene vor contribui la modernizarea Spitalului Județean. În 2015, o parte din investițiile Consiliului Județean vor fi către Spitalul Județean. Avem și proiecte europene, așa cum spuneam, reabilitarea clădirilor instituțiilor publice este un program prin Ministerul Dezvoltării care ne interesează, iar prioritatea noastră numărul 1 este Spitalul Județean și pe acel program. Lucrările au fost recepționate, iar acum nu se mai așteaptă decât deschiderea oficială a uneia dintre cele mai moderne unități de primiri urgențe din țară.